Premiul pentru societatea civilă se acordă în acest an Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tinere din Iași, cunoscută și ca FONTIS, reprezentată aici prin președintele ei, prin domnul Mircea Meriacri, pe care îl invit alături de noi și despre care am să spun câteva lucruri. Era un proiect care părea să fie pierdut, cel de a deveni capitală a tineretului în această perioadă. Dar Mircea a reușit împreună cu președinții de liști studențești, cu președinții de organizații de tineret, împreună cu noi, împreună cu societatea civilă în general, să facă un proiect prin care au reușit să transforme Iașu în capitală a tineretului. Mărturisesc că un rol important a avut și pentru vizita sanctității sale. Faptul că eram sau suntem capitala tineretului în acest an. De asemenea, un rol important a avut și pentru organizarea în continuare a ITOM, a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, și sigur, un rol deosebit îl are faptul că reușește să-i integreze pe toți tinerii sub un singur acoperiș. Mulțumesc, Mircea, și te invit aici alături de noi. Stimate domnule primar, preasfințiile voastre, stimați domni, doamne și membri ai comunității ieșene. Înainte să povestesc un pic de comunitatea de tineret care s-a adunat în jurul acestui nume, și anume FONTIS, aș vrea să mărturisesc câteva lucruri despre modul în care, sau motivele pentru care am ales să mă implic în comunitatea ieșeană. În primul rând, trebuie să mărturisesc că de meserie sunt basarabean și am părăsit Republica Moldova temporar în 2009, adică fix acum 10 ani, iar motivul principal pentru care am făcut acest pas deloc mândru, aș putea spune, a fost acela prin care încercam să ne recăpătăm libertatea. Noi, generația care a strigat libertate la 7 aprilie 2009 în Chișinău. Și libertatea pe care noi o căutam acolo și o căutăm în continuare și cu siguranță o vom găsi, mai ales având această ancoră în țara mamă, a plecat de la câteva dintre valorile pe care le-am avut și din păcate le-am pierdut. Iar motivația pe care noi o avem în continuare de a trece prutul și a căuta fărâme de libertate care să ne ducă înapoi acasă și să aducem bucata aceea de pământ înapoi în țară, a fost inclusiv poetul Grigore Vieru. Îl aduc aminte destul de des, pentru că celebra zicală pe care cu siguranță o știți, a lui Grigore Vieru, aceea prin care spune că foarte mulți oameni visează să ajungă în cosmos, iar eu viața întreagă am visat să trec prutul. Această emoție pe care eu am trăit-o, mai ales în momentul în care am trecut prutul și am devenit studentul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, această emoție este trăită de foarte mulți tineri de acolo care au venit sau vor veni sau se vor întoarce înapoi în Republica Moldova. Și trebuie să vă mărturisesc că la Iași am găsit libertatea pe care o căutam, atât la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, cărei sunt recunoscător pentru modul în care m-a format pe băncile facultății, tot libertatea am găsit și în momentul în care, în preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan mi-a încredințat un rol deloc ușor de a fi directorul Colegiului Sfântul Nicolae și pentru care îi mulțumesc. Și întorcându-mă la motivul prezenței mele în fața dumneavoastră, tot libertatea am avut și în momentul în care ne-am asumat în fața domnului primar că vrem să construim un program prin care această comunitate se dezvolte inclusiv prin intervenția tinerilor. Și nu sunt lucruri, nu sunt cuvinte mari pe care le adresez. Domnul primar a fost cel care a spus, parafrazând, voi știți cel mai bine care sunt nevoile tinerilor și care sunt nevoile comunităților de tineri și atunci cu siguranță voi veți fi cei mai în măsură să scrieți acolo și să vă propuneți proiecte mărețe pe care o să le sprijin. Prezența mea aici este singulară, însă în spatele acestui proiect, în spatele acestei federații, se află 33 de structuri de și pentru tineret, se află foarte mulți tineri, de cele mai multe ori voluntari, care pun numărul ca această comunitate să crească și să spunem cu adevărat la
ziua de 1 mai 2020, atunci când vom preda acest titlu, că într-adevăr orașul nostru a fost capitala fiecărui tânăr din România. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că credeți în generația care urmează să schimbe tot mai mult și mai mult această comunitate. Mulțumesc, domnule primar, și să vă fie de bine cu Sfânta Sărbătoare de astăzi. Mulțumim foarte mult!